Bună ziua tuturor! Sunt pe autostrada 7 Ploiești-Buzău, locul 1, unde continuă activitatea într-un ritm bun. Sunt astăzi prezenți în șantier peste 700 de muncitori și aproximativ 300 de utilaje. După cum vedeți aici, pe această zonă se așterne al doilea strat de asfalt. Sunt patru utilaje care compactează asfaltul proaspăt lucrat. Un finisor care așterne în același timp toată lățimea, unde-i benzi de rulare. Am fost în mai multe zone ale șantierului, se montează grinzi pe structura 3, sunt grinzi care au fost produse în șantier. Vă spuneam acum aproximativ o săptămână că au trecut de 100 de grinzi produse în șantier. Activitatea este bună și anul acesta se va circula pe acești primi kilometri din autostrada 7 între de la Ploiești din legătură cu A3. Aceste primele două loturi din autostrada 7 le vom da în circulație până la sfârșitul anului. Și păstrăm susținerea și presiunea pe constructori în așa fel încât să nu avem probleme în șantier. Revenim cu detalii despre stadiul lucrărilor pe acest lot. După cum vedeți, traficul pe drumurile tehnologice pe lângă autostradă este unul destul de intens. Revenim și pe acest loc, ori de câte ori va fi nevoie să vă prezint stadiul.
pentru că autostrada Moldovei, așa cum știți, este o prioritate a Ministerului Transporturilor încă din 2020, de când am finalizat partea de proiectare și imediat am început licitațiile pe toate cele 13 loturi până la Pașcani. Este practic prima autostradă, aproape 320 de km de autostradă integral în execuție. Este o premieră pentru România să aibă o autostradă de 320 de km integral în execuție, care va fi gata maxim în 2026. O zi bună vă doresc!